Primăria municipiului Timișoara redă timișoarenilor spațiul public care a fost ocupat ilegal ani de zile. Echipele firmei contractate de municipalitate sunt în teren și eliberează zonele de pe malurile Begăi, acolo unde până nu demult au fost terase. Eliberarea terenurilor este primul pas din amplul proiect. Aici vor fi amenajate spații pentru oameni de relaxare și recreere. Proiectul prevede și amenajarea de spații verzi. Primăria municipiului Timișoara continuă să lupte împotriva patronilor care își desfășoară ilegal activitatea pe terenurile orașului. Aici va fi o mare zonă de evenimente, adică un fel de platou cu pietriș, unde putem să facem mici festivaluri, să vină food truck-uri, dar ideea este, haideți să vă arăt universitatea, care este fix aici vis-a-vis, și vrem să creăm clar un spațiu pentru studenți să vină aici. Imaginați-vă că 150 de copaci, se vede catedrala frumos, pentru studenți să stea aici pe bănci, să învețe, să dezbată și aici pe acest platou unde sunt acum, unde punem pietriș, vom putea face și mici evenimente, concerte.